Pentru ce protestați astăzi? În ziua protestăm decizia conducerii CT Bus de a ne stopa tichetele de masă, de a nu le mai acorda, că au considerat că, conform legii 296, nu trebuie să mai acorde tichete de masă. Am acceptat valoarea tichetului 18 lei, respectăm legea 296, dar până la sistarea tichetelor de masă este foarte mult. Consider că este un abuz din partea conducerii. Cât aveți de gând să protestați și dacă veți opri autobuzele în parc, să nu mai iasă pe traseu? Nu, momentan nu se pune problema de oprire a transportului public de persoane din municipiul Constanța. O să mergem astăzi la ora 13 să vedem. Poate găsim o cale de mijloc și trebuie găsită și vom lua o hotărâre după aceea. Aveți de gând să protestați și zilele următoare? Da, fără probleme. Vom protesta până ne vom rezolva problema. Transportul public are de suferit în momentul ăsta? Nu. La ora asta nu are de suferit transportul public de persoane. Vor protesta doar cei liberi, cei care au terminat programul astăzi. Restul o să vedem. Numele dumneavoastră? Toma Daniel, președintele Sindicatului Liber Transport în Comun Constanța. Mulțumim frumos!